Salutare, prieteni dragi și bine ați venit din nou în bucătăria mea Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti două rețete de creme, foarte ușor de realizat. Cremă cu gust de fistic și cremă cu gust de alune amestecată cu cacao. Sunt două rețete ușor de realizat și delicioase. Deci să începem cu prima rețetă și anume, într-o crăticioară vom adăuga un ou, 70 de grame xilitol sau zahăr normal, un praf de sare și amestecăm. Iar acum vom adăuga o lingură pastă de fistic. Această pastă o puteți cumpăra pe Amazon. Și amestecăm. Iar acum vom adăuga 25 de grame de amidon de porumb și amestecăm. 250 ml de lapte, Prima dată vom adăuga puțin lapte, amestecăm, după care vom adăuga și restul laptelui. Iar acum această compoziție o vom fierbe la foc mediu, amestecând continuu până se îngroașă. După cum vedeți, crema noastră încet încet începe să se îngroașe. Acum o vom lua de pe foc, o vom acoperi cu folie de plastic și o lăsăm să se răcească foarte bine la temperatura camerei, nu la frigider. Și continuăm cu cea de-a doua cremă. Pentru asta vom avea nevoie de un ou, 70 de grame xilitol sau zahăr normal, un praf de sare și amestecăm. O lingură jumătate pastă de alune amestecată cu cacao. Amestecăm 25 g amidon de porumb, amestecăm 250 ml de lapte. Vom adăuga puțin lapte, amestecăm, după care vom adăuga și restul laptelui. Vom fierbe compoziția la foc mediu, amestecând continuu până se îngroașă. O luăm de pe foc, o vom acoperi cu folie de plastic și o lăsăm să se răcească la temperatura camerei. Prima noastră cremă s-a răcit foarte bine, acum vom adăuga 80 de grame de unt la temperatura camerei și vom mixa. Vom mixa până vom integra foarte bine untul în cremă și crema devine cremoasă, așa cum vedeți în imagine. Și gata este crema noastră pentru a umple torturi, prăjituri, cupcakes, eclere, ceea ce doriți. După cum vedeți, este o rețetă foarte ușor de realizat și este un deliciu. Și vom proceda la fel și cu cea de-a doua cremă. Vom adăuga 80 de grame de unt la temperatura camerei și vom mixa până vom integra foarte bine untul în cremă și crema devine cremoasă. Așa cum vedeți în imagine. Este o cremă foarte fină, delicioasă, merită să o încercați. După cum v-am spus, pasta de fistic și pasta de alune o veți găsi pentru a o cumpăra în Amazon. Deci, dragii mei, vă doresc spor la treabă și dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine tuturor! Pa, pa!